Atmosfera de sărbătoare se simte deja în orașul nostru, deși primii fulgi de nea întârzie să apară. Împodobitul străzilor cu ornament luminos este pe ultima sută de metri, iar acum angajații primăriei lucrează de zor la montarea brazilor. În centrul orașului și în fața cetății au fost deja amplasați pomii de Crăciun. Un brad înalt de mai bine de 15 metri a ajuns ieri în centrul orașului. Este pomul care va lumina timp de mai bine de o lună cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Nu a fost chiar așa de simplu demontat. Cu ajutorul unei macarale, angajații primăriei au reușit după aproape o oră să-l amplaseze. Astăzi un al doilea brad a fost montat, de această dată în fața cetății Făgărașului. Întreaga operațiune a strâns în jurul bradului zeci de făgărășeni curioși. Părerea înseamnă, e foarte frumos. E parte în fiecare an, e foarte frumos, e pace. Aștepta sărbătorile de Crăciun. Da, da, cam slabe sărbătorile, că pensia e mică. Așa că le-am face și noi cum putem, mai strângem de aici, de încolo, ca să putem scoate o. Să-l văd acum. Dar de părere așa e frumos, după cum se vede. Aștepta sărbătorile. Cum? Aștepta sărbătorile. Păi cum să nu, ca tot creștinul, nu? Cum să nu? Vreau să-l văd când e gata. Însă cei mai entuziasmați au fost copiii care sunt nerăbdători ca bradul să fie împodobit. Stăm și vedem cum pune bradul. Aștept să vină Crăciunul? Da. Ce aștepți tu cel mai mult? Să o dau cu Sania. Și să vezi brăduțul împodobit? Da. La ce te uiți? La brad. La brad. Aștept să-l împodobească? Da. Și nu sunt singurii brazi care vor fi împodobiți în Făgăraș. În mare parte am terminat cu amenajarea sistemului de iluminat pentru sărbători și acum amplasăm și brazii pentru sărbătorile de iarnă, pentru bucuria copiilor. Sper ca ei să fie amplasați la fel ca și în anul trecut, în câteva cartiere ale Făgărașului. Principalul brad rămâne în centrul vechi al orașului și în seara de 5 decembrie vom aprinde iluminatul festiv spre bucuria copiilor. Montarea ornamentelor pe străzile orașului trebuie să se încheie cât de curând, pentru că în noaptea de 5 spre 6 decembrie se va da startul sărbătorilor de iarnă.